Cel ce stăpânești moartea și viața, nu da morții pe robii tăi, ci oprește de la noi mânia și urgia ta, pentru că pierd ca fumul zilele noastre. Răniți suntem ca iarba sau uscatăria noastră și pierim de tot din pricina păcatelor noastre. Fie-ți milă de robii tăi într-o pocăință cu lacrimi, ne rugăm ție, auzi-ne! Și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cu milostivire caută, Doamne, Dumnezeul nostru, spre pătimirea poporului Tău și Te milostivește spre El. Și precum odinioară în zilele lui David, așa și acum, poruncește îngerului care și-a întins mâna asupra noastră să nu ne piardă de tot, că și noi, mărturisindu-ne într-o pocăință ca David, strigăm ție, am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici de milostivirea Ta. Dar Tu, ca un îndurat, fiind îmblânzit de însăși milostivirea Ta, arată milele Tale cele de mult și ferește poporul și oile cele cuvântătoare ale turmei Tale. Rugăm-ne ție, de grabă auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea Ta, totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
pe voi, pe toți, drept maritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în veci vecilor. Pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român de pretutindeni, conducători și armata țării, pe mai mari orașelor și satelor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitori, pe închinătorii, binefăcătorii și miluitorii Sfintei Catedrale acesteia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Frații noștri, preoți, monahi, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Ei adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe mitropoliții țării românești cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți și pururea pomeniți, ctitorii acestei sfinte catedrale, Constantin Șerban, Basarab voievod, Mihnea al III-lea voievod, Radu Leon voievod, și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și unitatea poporului român. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați și surori, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți binecredincioșilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cere. Sfârșit creștineți vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cere. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, plin așa de o ființă și de înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii,
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace o aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Sus avem inimile.
ceas, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Și Duh de repunește de mântuirea noastră. Doamne, Cel ce trimite de-a Sfântul Tău după ceasul al treilea apostolilor tăi, de acestea bunele nulă de la noi, ce lănoiește întru noi cei ce ne rugăm. Bunele pădaie pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi. Doamne, Cel ce trimite de-a Sfântul Tău după ceasul al treilea apostolilor tăi, de acestea bunele nu lua de la noi, ce lănoiește întru noi cei ce ne rugăm ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și Duhului și Prefăcându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Oh,
întâi pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. A slăvi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm.